Ce înseamnă recommended system requirements și minimum system requirements? Ideea este foarte simplă. Recommended system requirements este configurația care poate să îți ruleze acel joc pe detalii cât mai ridicate în Full HD, pe când minimum system requirements este configurația care îți permite să joci acel titlu în 720p sau Full HD cu detalii cât mai jos. Ultimele jocuri care au apărut în ultima săptămână, Destiny 2 și Assassin's Creed Origin, au niște cerințe foarte, foarte legere, adică un deținător de FX 8350 cu un 1060 de 6 GB sau un RX 470-480 poate să stea liniștit și jocul îi va merge în Full HD cu FPS-uri cât mai ridicate, bucurându-se de tot ce înseamnă grafica din jocul respectiv. Indicatorii ăștia low, medium, high în jocuri depind foarte mult de grafica pe care ți-o oferă jocul respectiv. Pe low o să vezi că ai niște margini un pic mai teșite, grafica din background nu e așa de spectaculoasă, mediumul îmbunătățește chestia asta un pic, iar high-ul îți oferă o imagine foarte clară, un background foarte clar și așa mai departe. Totul depinde de engine-ul pe care îl folosește producătorul. Dacă e un engine prost, cu siguranță o să-ți folosească foarte multe resurse. Dacă este un engine foarte bine optimizat, atunci o să poți să mergi fără niciun fel de problemă, chiar și cu un 460 de la AMD, chiar și cu un i3-7100, chiar și cu 8 GB RAM pe cerințe minime, pe low. Iar pentru high, depinde foarte mult de ce buget ai. Că la high limita e cerul. În ce ar trebui să investească un gamer la ora actuală? Cred că în primul și în primul rând în hard disk. Pe ce ar trebui să se ducă procesor sau placă video? Cred că amândouă în mod egal. Iar memoria RAM vom vedea în timp ce ne propun producătorii de jocuri, ori 8, ori 16 GB. Jocurile decente le poți juca fără niciun fel de problemă și pe o configurație care să nu îți doboare buzunarele. Un i5 din seria 8 pentru cei care preferă Intel-ul, un R5 de la AMD, minimum 8 GB RAM, un hard disk cât mai mare, 2 TB, 3 TB, un SSD 220 de GB pentru spațiu de stocare, iar ca placă video, eu cred în momentul de față că un 1060 cu 6 GB sau un 1070 din tabăra verde sau de ce nu un RX 580 din tabăra roșie ar fi suficient pentru un sistem de gaming bine echilibrat care să nu-ți rupă buzunarele în adevăratul sens al cuvântului și să fie și future-proof.